Bună ziua, sunt Babu Emilia și astăzi l-am alături de mine pe candidatul PNL la Comuna Lumina, domnul Alexandru Ionescu. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio, domnul Alexandru. Bună ziua, mulțumesc de invitație, cu drag de oricâte ori este nevoie. Mulțumim. Avem așa un scurt istoric al dumneavoastră, știu că ați candidat în 2020 și nu vreau să mai discutăm despre acest subiect. Haideți să discutăm despre candidatura dumneavoastră de acum din 2024. Am observat pe pagina dumneavoastră de socializare că aveți și un slogan cu care porniți la drum și o să vă citez acum. Umăr la umăr facem schimbarea pe care o merităm. Acum vă întreb eu, ce merită locuitorii Comunei Lumina? Păi, în primul rând, locuitorii Comunei Lumina merită să simtă că administrația locală este alături de ei. Tocmai de aceea sloganul umăr la umăr se referă inclusiv la cetățeni, pentru că împreună putem să facem schimbarea. Vedeți, este un drum la care plecăm într-o echipă, plecând de la domnul președinte al Consiliului, viitor președinte al Consiliului Județean, domnul Florin Mitroi, împreună cu echipa mea de consilieri. Este ca o certitudine. E cu siguranță o certitudine, că doar știți că vine valul. A venit valul peste tot, da. Și alături de echipa mea de consilieri, oameni cu calificări pe o paletă largă, cu oameni tineri, cu putere de muncă, care își doresc să demonstreze că se poate mai mult și alături de cetățeni care, din discuțiile pe care le-am purtat cu dânsii pe stradă, ne invocă faptul că relația dintre administrație și cetățean lasă de dorit. Domnul primar, domnul Chiru, nu are o relație cu cetățenii, nu discută cu dânsii, nu există program de audiență la primărie? Păi, cu certitudine există. Problema se pune că nu întotdeauna a fost de găsit domnul primar și unul dintre motivele dânsului înainte de începerea campaniei, în precampanie, a fost că a lipsit din rândul cetățenilor datorită faptului că s-a străduit să aducă proiecte. Și a reușit? Dacă mă întrebați pe mine, sincer, a reușit ce au reușit toți primarii, acele proiecte prin PNRR și Angel Salin. Adică, părerea mea sinceră e că acele proiecte numai cine n-a vrut să le acceseze, nu le-a obținut. Cred că merităm mult mai multe proiecte. Ce lipsește în Comuna Lumina pentru a putea fi comparată la un moment dat cu Valu Traian, cu Cogălnicianu? V-ați putea să-mi acordați vreo două ore să vă explic ce lipsește, dar hai să o luăm pe scurt. Da. În primul rând, vă spun că lipsește curățenia. Și asta este una din marile noastre probleme, curățenia în comună, în jurul comunelor. Lipsește o rețea de transport civilizată către municipiu, pentru că, având în vedere apropierea localității, aflată, din punctul meu de vedere, într-o poziție geostrategică deosebită. Avem apropiere de autostradă, de canal, de portul Midia Nevodari, de Constanța, Ovidiu, Nevodari, litoralul din stațiunea Nevodari, partea de litoral, da, chiar și Mamaia. Poziția este excelentă. Putem să dezvoltăm cumva economic zona, pentru că sincer, este nevoie de investitori care să aducă bani la bugetul local. Banii de la bugetul local trebuie să regăsească în investițiile în comunitate. Avem Sibioara cu deschidere la lac. Nu folosim absolut deloc această oportunitate. Eu știu, de la sporturi nautice, spuneam eu acum 4 ani și mulți râdeau, nu știu, un festival. De ce nu, nu știu. Ceva să dezvolte comuna. Exact. Trebuie, în primul rând, trebuie creat un brand. Trebuie să creăm un brand de comună. Un brand de comună care să facă Lumina să fie invidiată. Sunt localități în județul Constanța care sunt pe buzele tuturor. Îmi doresc ca această localitate să fie și ea pe buzele tuturor. Să nu se vorbească doar de anumite localități din județ în care lucrurile se întâmplă, în care oamenii sunt mulțumiți de ceea ce pune la dispoziție sau ce realizează administrația locală. Eu am văzut pe pagina de socializare că sunteți un susținător al domnului Florin Mitroi și un bun prieten, probabil. Da. Credeți că dacă veți ajunge primar, dânsul o să vă ajute să vă dea informații, să vă dea secrete din ce înseamnă să fii primarul bun al comunei? Cu siguranță. Deci trecerea mea în acest partid PNL a fost cumva
Sunteți de puțin timp. De foarte puțin timp, da. A fost cumva făcută în mod firesc. Planurile domnului Florin Mitroi referitoare la dezvoltarea județului, pe un exemplu de comună Valului Traian, plecând de la exemplu de comună Valului Traian, și care va fi replicată probabil pe toată dimensiunea județului Constanța, m-au făcut să am încredere. Este adevărat că sprijinul domnului Mitroi și calitatea dânsului m-au determinat să fac alegerea acestui partid, să fac alegerea în ceea ce privește acest partid. Revenind la actualul primar al Comunei Lumina, dați-ne și eu un exemplu de un lucru bun care l-a făcut dânsul în acest mandat. Cred că cetățenii ar trebui să facă asta. Probabil că n-aș fi foarte obiectiv, având în vedere că suntem... Încercați, așa, măcar, un picuț. Aș vrea să vorbesc mai mult despre mine decât despre contracandidați sau contracandidat. Da, cunoaștem că o mare problemă a locuitorilor din Lumina sunt întreruperile de curent foarte dese. Da. Aveți ceva în plan, un proiect în acest sens? Nu se mai întâmplă acest lucru, totuși ar trebui lucrat aici. Da, atribuțiile administrației publice nu au în subordine rețelele de distribuție atât a curentului electric, a gazelor naturale sau a apei potabile. În schimb, cred că modul de a trata problemele oamenilor poate fi cumva schimbat. Trebuie să făcute diligențe către acești operatori care să ne asigure că pot fi remediate în viitor, într-un timp mai scurt, dar cred că ar putea să existe și un plan B, adică o școală să aibă un generator care să funcționeze în timpul întreruperilor. Eu știu, un dispensar care are nevoie de curent electric să poată să funcționeze. Un operator economic trebuie cumva găsit, unul important trebuie găsite soluții să poată să aibă în timpul acestor incidente în continuu electricitate și să aibă asigurată desfășurarea activității. Cred că ar trebui gândit un plan B și probabil că asta trebuie să facem în viitor, să încercăm să găsim modalități. Nu ne pricepem, apelăm la specialiști, să găsim soluții și cred că se pot face niște chestii. Trebuie să făcute, ținând cont că trăim în anul 2024, să nu funcționeze o clinică pentru că nu este curent, o școală, să mergem acasă, că nu avem cum lucra, da, că totuși există, e prea mult. Există și surse suplimentare de energie electrică care probabil pot asigura acest flux continuu în activitate. Spuneți-mi, vă rog, ce părere aveți despre transportul metropolitan? Există... Ați accesat dacă ați devenit primar? Mă întreb de ceva vreme de ce Comuna Lumina nu este partener în acea asociație de dezvoltare de transport metropolitan în care orașele și comunele din jur și cele din zona metropolitană sunt deja partenere. Cred că a fost un dezinteres sau nu a fost un interes foarte bine pus la punct. Unul dintre proiectele majore ale domnului Florin Mitroi, v-am spus că este și acest transport civilizat, pentru că și Valul Traian și noi și, eu știu, Ovidiu, Cogălniceanu, Năvodari, da, au aceeași problemă ca și a noastră și probabil o viziune unitară la nivel de zonă metropolitană ar trebui să rezolve problema acestor oameni. Și dacă avem o problemă acolo, inclusiv cu elevii care fac naveta, pentru că este o practică mai nouă ca cei care au abonament să fie deja identificați de șoferii de pe microbuze și să nu oprească în stație, să ia copiii cu abonament, lucru care, din punctul meu de vedere, iarăși, administrația are o vină. Ar trebui să ia legătura cu transportatorul, cu corpul de control al Consiliului Județean, care are atribuții în acest sens și care ar trebui să ia măsuri împotriva acestei și practici. Și nu s-a întâmplat așa ceva? Adică există copii care vor să se ducă la școală și da, nu este... Și nu sunt luați din stație din datorită faptului că au abonament. Ce puteți face în acest sens? V-am spus mai devreme, sesizare către corpul de control, mers și discutat cu operatorul, văzut care sunt probleme, de ce, probabil că nici operatorul care gestionează acest transport nu știe despre practicile șoferilor. Să fim serioși, nu operatorul este de vină, ci până la urmă angajatul care creează probleme.
Spuneați mai devreme și vorbeați despre echipa de consilieri. Haideți să dezvoltăm puțin subiectul. Cine face parte din echipa noastră de consilieri? Cine stă în spatele candidatului? Păi, în spatele candidatului stau oameni cu experiență. În primul rând să vă spun că sunt 40%, sunt peste 50 de ani. 60% sunt tineri, sunt 40% doamne, ceea ce face un mix foarte, foarte dinamic, vreau să vă spun. Da. Avem de la antreprenori, medic veterinar, director de fabrică de dulciuri, avem antreprenori cu restaurante, în agricultură, fermieri. Avem, deci din mai multe domenii, din mai aproape multe. Toate domeniile. Avem de la pompier până la, v-am spus mai devreme, director de fabrică. Am înțeles. Dacă veți câștiga alegerile, care va fi primul lucru pe care îl va face? Primul lucru pe care vom face, vom face curățenie. Și asta va fi o curățenie cumva la modul vorbiți general. Vorbiți de curățenie și spuneți în permanență, trebuie făcută curățenie. La ce vă referiți? Sunt spații verzi netunse? Sunt gunoaie? Sunt gunoaie. Sunt gunoaie, foarte multe aici gunoaie. Aici nu sunt de bine oare și locuitorii comunei? Vă întreb, nu știu. Știți dumneavoastră, locuitorii comunei se comportă de după cum le este permis. Avem o problemă cu a pune în aplicare un regulament intern de curățenie, de ordine. Acum, este adevărat, este ușor să spunem locuitorii aruncă. Bun, dar ce face administrația? Dar sunt spații special amenajate? Există coșuri de gunoi pe străzi? Există pubele? Da, există. Există, dar ce să vă spun, dacă în jurul localității, în jurul oricărei localități, Lumina, Oituz și Sibioara, există depozite de gunoaie, că sunt gunoaie de graj, de la gunoaie de graj până la gunoaie de diferite tipuri, asta înseamnă că ceva nu funcționează. Avem un sistem, din câte știu, un sistem de camere video. Cât au scos în evidență acele camere, vina celor care fac asemenea lucruri. Da, pentru că probabil au fost montate, mult sigur, și pentru a vedea cine. Păi cred că ăla ar trebui să fie principalul scop, după care ar trebui să vedem unde sunt montate, dacă îmi vizionează zona de interferență cu acești cetățeni. Sau dacă sunt funcționabile. Dacă sunt funcționabile, dacă cineva le urmărește, pentru că ar trebui un dispecerat probabil non-stop. Da, sunt multe lucruri de făcut. De asta vă spun că trebuie făcută curățenie. Sunt multe lucruri de pus la punct. În spatele acestui curățenie înseamnă mult mai multe lucruri și cred că înțelegeți că este o expresie generală. Ce proiecte, ce discuții aveți cu oamenii? Ce proiecte aveți dacă veți câștiga acest mandat? Păi, vreți să vă spun exact. Într-o lună de zile am bătut localitatea de cel puțin două ori fiecare stradă. Sunt zone în care problemele sunt unele, în alte zone sunt altele. Din comună, într-un sat există o problemă, într-un alt sat există o problemă. Și dacă vreți, o luăm puțin așa pe rând și încep cu Sibioara. Sibioara necesită o linie de transport care să facă legătura măcar cu comuna Lumina, de unde trebuie să avem legătură permanentă cu orașul. Satul Oituz are aceeași problemă pe transport, inclusiv Lumina, v-am spus mai devreme, are aceeași problemă pe transport. În satul Sibioara, v-am spus că suntem vecini, în vecinătatea lacului, Tașaul. Ok. Acolo avem în dezvoltare o bază NATO, una din cele mai mari, dintre cele mai mari din Europa. Trebuie să avem o viziune de viitor și să putem face în așa fel încât oamenii de acolo să beneficieze de acea vecinătate. Că vor fi locuri de muncă, că vor fi probabil zonă de restaurante pescărești, de distracție, trebuie să găsim modalități. Da, și toate aceste lucruri de care... Care se regăsesc în economia, da. În economia comunității și atunci trebuie să vină către administrație și administrația are cu ce să investească în dezvoltare. Ați spus că o luăm pe rând. Următorul pas? Oituz. La Oituz, asfaltarea, satul nu este extraordinar de mare. Este micuț Oituz, micuț. Dar nu trebuie lăsat de izbeliște. Dar mai avem două străzi, trei străzi. Din înțeleg, de 30 de ani nu reușim să asfaltăm trei străzi într-un Oituz. Nu au gaze. Oamenii acolo în Oituz reclamă faptul că costurile de racordare la canalizare, spre exemplu, sunt mari. Trebuie să găsim soluții, să găsim o posibilitate în a negocia, probabil, cu un executant de racorduri care să facă un preț mai omenesc. Că suntem oameni dintre oameni și noi
dacă avem de racordat, de tras, trebuie să ne gândim în primul rând cât de greu este omului în buzunar acea sumă. Și trebuie să găsim soluții. Da. Vedeți, când aceste proiecte au fost făcute, probabil că eu am mers prin multe comune și am mai discutat cu primari, am luat exemple de administrație și am vrut să-mi fac înainte o idee despre cum ar trebui să fac. Să cunoaște ce exact. Înseamnă. Și sunt comune la care racordările, prin proiectul de punere în lucru al rețelelor de canalizare sau de gaze, au inclus inclusiv branșamentele. La noi au fost doar rețelele principale și branșamentul cade în sarcina omului, cetățeanului. Nu cred că este ok dacă în altă parte se poate cu tot cu costul de racordare, de ce nu se poate și la luminare? Da, sunt persoane în vârstă care probabil locuiesc singur și atunci șansa lor de a avea gaze e zero. E o cheltuială destul de mare, mult la tot. Spuneți-ne acum, din toți contracandidații, cu cine sunteți așa umăr la umăr? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Care credeți că este cel mai puternic contracandidat? Clar, Partidul Social Democrat cu domnul Chiru Dumitru, care are încă un mandat, este primar în funcție și clar este contracandidatul cel mai feroce. Atât din punct de vedere al vechimii în funcție, cât și al celorlalte aspecte. Da, are multe mandate în spate. Da. Spuneți-mi, haideți să-i urmă așa pe rând pe fiecare și să discutăm așa un pic cu dânsii. Nu vreau să stau mult despre acest subiect, dar trebuie să vedem cu cine se luptă. Eu cred că ar trebui să le urăm tuturor succes. Așa să fie, pentru toată lumea. Spuneți-mi... Nu mai mult decât al meu, asta e clar. Asta e clar, nu? Am spus că nu sunt obiectiv. Voi fi subiectiv și nu aș vrea să fiu subiectiv. Da. Candidat Aul, George Simion Alexandru. Da. Ce părere aveți despre acest candidat? Un băiat tânăr. Un băiat tânăr. Dar spuneți-mi, domnul Stoian, Cristian de la USR, știu că acum 4 ani de zile a candidat soția dânsului. Ce s-a întâmplat? S-au schimbat rolurile aici? Probabil au făcut schimb de echipă. Nu știu. Au schimbat tricourile. Păi și acum 4 ani de zile ați fost în luptă cu soția. Acum cum vedeți? Există o diferență? Sunteți la fel sau nu se simte? Cetățenii vă spune. Cetățenii, am înțeles, sunteți pașnici. Vreți să aveți o campanie pașnică? Eu vreau să am o campanie curată. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre contracandidați, eu vreau să vorbesc despre mine. Deși în ultima vreme observ că pe rețelele de socializare există acele săgeți, impulsături și câțiva dintre acești contracandidați își fac cumva obiceiul din a mă ataca. Prefer să nu iau în calcul aceste atacuri, pentru că normal ar fi să ne facem fiecare politica noastră și să ne facem campania noastră. Eu îmi văd de campania mea, discut cu oamenii, sunt între oameni, discut cu dânsii. V-am spus mai devreme, proiectele pe care le avem în plan sunt cele pe care oamenii ni le-au expus în teren, la firul ierbii. De asta știm că degeaba fac eu trotuare pe o stradă pe care, de fapt, interesant este să pun asfalt sau pun asfalt și ei vor gaze. Sau, vedeți, discutam și chiar ieri discutam pe stradă că atunci când un proiect trebuie implementat pe o zonă, pe o stradă, cred că ideal ar fi ca înainte de a-l pune în practică, de a definitiva proiectul, să ai o discuție cu cetățenii din acea zonă, de pe acea stradă și să discuți cu dâns și să întreb, domne, față de ce am eu aici? Deci și vis-a-vis de transparența de care asta spuneați dumneavoastră. Asta spune, de transparență. Domne, de față de ce am eu un proiect, credeți că îi mai lipsește ceva? Este ceva prea mult? Este ceva prea puțin? Se mai poate îmbunătăți? Care ar mai fi problemele legate de această investiție? Și atunci, clar afli de acolo ce trebuie să faci. Nu de fiecare dată când... Spre exemplu, acum s-au făcut acele drumuri prin Anghel Salin. În proiect există șanțuri, că nu sunt rigole, sunt șanțuri de ape pluviale. Ele deranjează, pentru că pe o stradă care era destul de îngustă au mai venit două șanțuri, stânga-dreapta de șosea și atunci spațiile de parcare, circulația copiilor și a cetățenilor pe stradă este un pericol. Asta spun oamenii, domnule, nu mai avem pe unde să circulăm, nu avem trotuar. Lucru care se întâmplă și la Sibioara, spre exemplu, magazinele din Sibioara sunt situate la limita cu drumul comunal, cu drumul comunal din care tranzitează Sibioara de la un capăt la celălalt. Da, dar nu avem un trotuar pe unde să am acces către acele magazine, la care periodic merg, în general, copiii. Da. Și atunci siguranța lor este pusă
în pericol și datorită faptului că acolo funcționează carierele de piatră și acele autobasculante mari sunt un pericol real. Vreau să discutăm acum, nu prea multe, știu că nu doriți, dar spuneți-mi ce s-a întâmplat cu domnul Roman Ion, cel care va fi candidatul independent al comunei. Știu că până de curând a fost în PNL, a fugit așa acum două luni de zile. Dânsul avea speranța și își dorea să fie candidatul comunei. Exact asta s-a întâmplat. Într-o discuție finală cu dânsul înainte de lansarea mea, și-a exprimat doleanța de a candida, pentru că a spus că a motivat că dânsul trebuie să fie candidat și că nu înțelege decizia partidului, cu care în primul fază a fost de acord, și a plecat pe un drum pe care îi urăm de asemenea succes. De asemenea succes. Mai puțin decât al nostru. Da. Domnul Ionescu, vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați venit la noi în platou și vă mai așteptăm până la finalul campaniei. Vă mulțumesc mult și cu siguranță vin la orice întâlnire. Mulțumim. O zi bună vă dorim. La revedere.